Sau trei lume, bine v-am găsit la un nou motovlog de pe acest canal. Având în vedere că mulți dintre voi mi-au spus întrebări legate de școala de șoferi, m-am gândit să explic astăzi, pas cu pas, tot procesul prin care trebuie să treci ca să te apuci de școală și ca să iei permisul. În primul rând, trebuie să găsești o școală moto din oraș. Dacă stai într-un oraș mic, de exemplu cum e Bistrița, cel mai probabil o să fie maxim una sau două care să facă și pentru categoria. După ce ai găsit, sună-i și spune-le că vrei să te apuci de școală. Ei o să-ți dea mai multe detalii despre preț și cu ce instructor o să faci. Cel mai probabil, prețul este jur de 10 milioane și o să fie plătit în două rate. Apoi, trebuie să-ți faci dosarul pentru a te înscrie la școala de șofer. Dosarul faci la un psiholog, chiar nu are importanță la care. Trebuie să mergi la un psiholog și să-i spui că ai nevoie de dosar pentru școală. O să te pună să completezi niște fișe și să faci un test care este obligatoriu, zice știu eu, și care costă cam 100 de lei. Depinde de cabinetul la care mergi, normal că fiecare cabinet are prețul lui. Și odată făcut dosarul, mai ai nevoie de niște analize medicale, de cazier și dacă ai sub 18 ani și de procură de la părinți pe care o faci la un avocat și care costă în jur de 50 de lei. După ce ți-ai terminat dosarul, trebuie doar să mergi la sediul școlii și să îl dai pentru a te înscrie. După asta, cel mai probabil o să stabilești cu instructorul un program pentru a merge la orele de legislație, care, dacă mai ține o bine minte, sunt cam 20 de ore și parcă trebuie să mergi de 3 ori pe săptămână, da, ceva de genul. La finalul acestor ore, dai un mic test din legislație prin care trebuie să dovedești că știi semnele de circulație și că ești capabil să ieși în trafic. Partea cea mai interesantă din procesul ăsta este poligonul, cel puțin asta cred eu. Aici o să te învețe instructorul ce înseamnă motocicletă, cum să te urci pe ea, cum să schimbi vitezele și multe altele care sunt foarte, foarte interesante. Probabil că o să fac un videoclip și despre asta, mai vedem. Și în tot acest timp o să înveți să faci și traseul, care după părerea mea este foarte ușor și îl poate învăța absolut oricine. Apoi o să ieși în oraș cu instructorul în spatele tău, normal, pe locul de pasager. În total o să faci cam 20 de ore, câte 4-5 ore pe săptămână. Pentru a lua permisul, trebuie să dai 3 examene. Primul este sala, care e aproximativ la fel ca și la categoria B, adică cam aceleași întrebări, doar că sunt mai puține, fără mecanică din ce știu eu. Aici sunt 20 și trebuie să faci minim 17 corecte ca să iei examenul ăsta. După sală, o să fii programat automat de calculatoare la poligon. Aici depinde și de noroc și de câți elevi mai sunt înscriși la școală pentru categoria A, dar de obicei te programează peste 3-4 săptămâni, cam așa. La poligon ai de făcut traseul de care am spus mai înainte. Acesta trebuie făcut în maxim 3 minute jumate. Sigur, nu o să ajungi tu la 3 minute jumate, pentru că, după cum am spus, este foarte ușor și simplu și o să faci foarte rapid și scurt în același timp. Eu l-am făcut parcă în 2 minute jumate, ceva de genul, nu mai știu exact. Iar după poligon, mai ai ultimul examen, care este orașul. Mi se pare destul de ciudată treaba asta cu orașul, pentru că o să-l ai pe instructor în spate ca pasager, iar polițistul o să te urmărească cu mașina și îți dă prin cască indicațiile pe care trebuie să le faci, adică stânga, dreapta, la intersecție, nu știu unde și așa mai departe. Și dacă ești pe Digi, cum sunt eu, cel mai probabil o să-ți pice semnalul de câteva ori, mai ales dacă te bagă prin niște comune dubioase care n-au semnal la Digi și o să se închidă apelul. Dar dacă ai noroc și dai de un polițist de treabă, o să te înțeleagă. După părerea mea, examenele astea sunt foarte ușoare și pot fi luate de absolut oricine. Cam asta ar fi tot procesul prin care trebuie să treci, care durează de obicei cam 2 ore, cam așa. Eu sper că am fost destul de explicit, cam atât și cu acest episod. Baftă lumea!